Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Teorii Incredibile, vă invit să ascultați un nou fragment din cartea Marea Bătălie pentru Omenire, scrisă de Liviu Pleșoian. Falimentul regnului uman este inevitabil dacă cei care trăiesc acum pe pământ vor continua să aștepte ca lucrurile să se schimbe în bine sau ca un context favorabil să apară. Cine să schimbe lucrurile în bine? Cine să creeze contextul favorabil? Cei pe care îi alegeți și care vă oferă iluzia că trăiți într-o democrație și că aveți cu adevărat un control asupra deciziilor lor care vă implică direct? Ce control aveți, de pildă, cu privire la modul cum se cheltuie banii voștri, așa numitul buget al statului? Ce control aveți asupra deciziilor pe care cei puțini le iau în numele celor mulți, cu privire la bugetele militare și implicarea în tot felul de conflicte armate? Aveți voi cu adevărat ceva de spus în aceste situații? Sau, dacă îndrăzniți să vă împotriviți, instaurează ei imediat legea marțială, stările de urgență, stările de alertă, de criză și așa mai departe, obligându-vă să urmați, fără să crâgniți, ce vă impun ei? În așa zisele democrații în care vi se spune că trăiți, realitatea este că sunteți fie amendați, fie băgați chiar la pușcărie dacă nu vă conformați imediat măsurilor care vi se impun în marja unor stări care exced constituțiilor voastre. Apoi, având în vedere că ei controlează absolut tot, de la modul cum sunt educați copiii voștri și până la modul cum sunt cheltuiți banii voștri, cum credeți că se va ivi vreodată contextul favorabil pentru o adevărată schimbare în binea situației? Nu se va ivi niciodată, iar cine înțelege cu adevărat acest lucru, înțelege și că este vital să începem să lucrăm împreună astfel încât să ne creăm singuri acest context favorabil. Mai întâi de toate însă, ce avem nevoie să facem este să arătăm că suntem mulți și că avem de gând să începem să lucrăm împreună. Doar așa vom putea începe să contăm pe scena lumii. Cei care conduc acum țările lumii nu pricep decât presiunea și logica numerelor mari. Astfel, dacă doar câteva voci disperate și dispersate se aud, nici nu le vor băga în seamă. Dacă însă vor constata că milioane, că zeci de milioane de oameni, indiferent de țară, încep să ceară împreună pe aceeași voce schimbarea reală, atunci se vor vedea puși în situația în care nu mai pot să ignore pur și simplu voința oamenilor treji ai pământului. Singura soluție este ca toți cei care știu sau simt că sunt ființe spirituale, nu doar materiale, că au și un spirit, nu doar un trup fizic, singura soluție este ca toate aceste persoane să se unească și să vorbească pe aceeași voce. Să-și ceară dreptul la o școală axată pe nevoile omului ca ființă spirituală. Să-și ceară dreptul la o muncă axată pe binele omului, nu doar pe profit. Să-și ceară dreptul la o societate în care să poată decide direct cheltuirea banului public, adică a banilor produși de ei și obținuți din taxe și impozite. Marele eveniment al trezirii spirituale a umanității nu mai poate întârzia fără consecințe. Iar consecințele se văd deja de câțiva ani. Toate crizele prin care trece umanitatea de câțiva ani încoace sunt la un nivel mai profund karma umanității. Singura șansă pe care o avem, dacă ne dorim ca istoria umanității să nu se transforme într-un coșmar, este aceea de a ne implica, de a începe să ascultăm și vocile celor care, din păcate, de atâta vreme strigă în pustiu. Trebuie să știți ce se întâmplă, ce se află în spatele marilor evenimente și crize mondiale ale prezentului. Apoi vă revine decizia de a vă implica sau nu, de a vă lua destinul în mâini sau nu, de a rămâne spectatori sau de a păși pe scena publică a lumii pentru a arăta că existați și că cereți ca ființa voastră spirituală, profundă, să fie cu adevărat respectată. Dacă nu vom începe să înțelegem că în realitate totul depinde chiar de noi, de miliardele de oameni care populează chiar acum această planetă, atunci vom fi direct responsabili de ce va urma și de ce se va întâmpla chiar cu noi. Este pur și simplu îngrozitor faptul că miliarde de oameni ai acestui pământ se conformează ordinelor și deciziilor câtorva așa ziși lideri de state.
Dacă tot ne spun că ne respectă și că ne oferă garanția traiului în niște țări democratice, atunci cum se face că niciunul dintre noi nu este vreodată întrebat dacă e de acord cu declanșarea unui război, cu implicarea într-un conflict militar? În plus, când v-a întrebat ultima dată vreun lider al țării dumneavoastră dacă sunteți de acord ca banii dumneavoastră să fie cheltuiți pentru moarte, pentru armament și operațiuni militare? Realitatea este că nimeni nu vă întreabă, nimeni nu oferă posibilitatea de a alege. Așa zisele democrații nu sunt nimic altceva decât autocrații spilcuite, îmbrăcate în straie frumoase. Dincolo de ambalaj, dincolo de vorbele goale, dincolo de constituțiile, declarațiile și tratatele internaționale, pe care de fapt nu le respectă nimeni, se află crudul adevăr. Așa zișilor lideri ai lumii pur și simplu nu le pasă de părerile dumneavoastră. Iau decizii fără să vă întrebe și de mult prea multe ori le iau asumându-și faptul că vreți de fapt exact opusul. Pur și simplu nu le pasă. Pandemia și războiul din Ucraina au așternut un văl peste cel mai dur și grav război care se duce chiar în aceste zile. Războiul împotriva spiritului omenesc. În realitate, în spatele marilor crize care au cuprins pământul, se află o lucrătură malefică al cărei scop principal este acela de a deraia trenul umanității, de a ne provoca o ratare a propriului destin. Vălul fatalismului. Spiritul, viața spirituală, lumea spirituală, cuvinte pe care le întâlniți des în această carte, nu sunt abstracțiuni. Până la urmă este important să înțelegem că nu e întru totul corect nici măcar să spunem că separarea omului de propriul spirit este cumva pedepsită prin apariția actualelor crize. Nu este vorba despre nicio pedeapsă. Este vorba despre a înțelege sau a nu înțelege cum funcționează în realitate lumea. Lumea funcționează dinspre spirit, spre ceea ce numim materie. Iar faptul de a lăsa așa zisa materie de una singură, fără să o gestionăm la nivelul spiritului nostru, este tocmai ceea ce generează haosul materiei. Cu alte cuvinte, crizele actuale nu sunt o pedeapsă pentru că noi nu ne mai interesăm de spiritul nostru, ci tocmai faptul că nu ne mai interesăm de spiritul nostru lasă materia de una singură, împingând-o inevitabil către haos, către dezastru. De fapt, oricât de ciudat ar suna pentru mulți, materialiștii sunt cei care distrug materia. Tocmai cei care sunt convinși că nu există spirit și lume spirituală sunt cei care condamnă materia la haos și distrugere. Aceasta este realitatea și nu este deloc necesar ca cineva să fie clar văzător pentru a înțelege acest lucru elementar. E suficientă logica umană sănătoasă. Dacă nu suntem conștienți de această lume spirituală și nu acționăm conectați fiind la propriul spirit, atunci ducem lumea noastră materială către prăpastie. Aceasta este ceea ce se întâmplă chiar acum. Toate actualele crize și toate crizele care vor mai veni în curând sunt pur și simplu efectul lipsei spiritului din tot ceea ce înseamnă viața omului actual. Nu ca o pedeapsă, deci, ci strict tehnic, strict la nivel cauzal. Ca atare, cine înțelege clar acest lucru, un lucru de altfel foarte ușor de înțeles, pricepe rapid și că singura soluție constă în reorientarea noastră către esența ființei noastre, către spirit. Nu în sens abstract și nu ca o activitate ocazională, cu ocazia diferitelor sărbători, de exemplu, ci în sens concret și ca o activitate zilnică. Societatea umană nu poate fi vindecată și transformată într-o societate cu adevărat a oamenilor, decât dacă oamenii se trezesc și încep să toarne seva spiritului lor în tot ceea ce fac. Dacă nu pricepem că depinde de fiecare dintre noi, atunci suntem sortiți dezastrului și pieirii ca regn. Iar anii 2021, 2022 și 2023 sunt hotărători, pentru că atât principiile răului, cât și impulsurile binelui ating un climax. Tocmai de aceea e vremea marii decizii pentru toți oamenii de pe pământ. Fie aleg să doarmă în continuare, să se lase anesteziați, fie aleg să se trezească,
să înțeleagă și să schimbe. Fie pricep că tot ceea ce fac chiar ei, la nivel individual, contează, fie continuă să acționeze ca niște somnambuli și să dea vina convenabil și confortabil pe alții. Sigur că o mare parte din vină pentru ce se întâmplă în prezent o au așa zișii noștri lideri politici. Dar vă întreb, cine ne poate obliga cu adevărat să lăsăm totul pe mâna lor? Cine ne poate obliga să continuăm să dormim somnul social al așa zisei democrații? Nu există în realitate nicio democrație. Este doar o minciună, o iluzie bine împachetată. Nu poate exista cu adevărat democrație, acolo unde aproape nimic din ce fac așa ziși reprezentanții aleși prin vot, nu e spre binele celor așa ziși reprezentați. Asta este o stupiditate absolută. Ce democrație este aceea în care aproape nicio decizie luată de reprezentanții poporului nu are vreo legătură cu binele real al poporului, ori cu dorințele și voința acestuia? Și care e atunci alternativa? Vor întreba cu siguranță mulți. Alternativa, singura alternativă, este aceea de a reașeza societatea omenească în făgașul ei firesc, pornind de la adevăratul scop al existenței omului pe acest pământ, anume evoluția sa spirituală. Pentru aceasta suntem aici, în aceste minunate, dar trecătoare trupuri. Dacă vom fi suficient de mulți care vom înțelege acest lucru cu adevărat, atunci vom fi și suficient de mulți care vom putea schimba cu adevărat ceva. Așadar, primul și cel mai important lucru de care avem nevoie este să vedem că totul, absolut totul, depinde de numărul celor care se trezesc și care înțeleg că lumea materială nu poate fi însănătoșită și redresată decât dacă acest lucru este realizat de către cei care sunt conștienți de natura lor spirituală. Dacă pricepem că evoluția noastră spirituală este adevăratul motiv pentru care ne aflăm aici, în aceste trupuri, atunci pricepem și că educația, economia, politica, relațiile internaționale și societatea în ansamblul ei pot deveni cu adevărat uman sănătoase doar dacă sunt transformate în acord cu acest adevăr. Omul trăiește într-o fizic pe pământ pentru a evolua spiritual și pentru a-și ajuta și semenii să evolueze spiritual. Vălul falselor cauze. Pandemie, război, criza alimentară, criză economică, fenomene meteo extreme, mișcări puternice ale naturii. Există două tabere și un centru de manipulare mondială care le iubește în egală măsură pe amândouă. Există tabăra celor care sunt convinși că actualele crize sunt naturale și tabăra celor care sunt convinși că acestea sunt generate artificial. Involuntar și inconștient, ambele tabere slujesc însă perfect interesele centrului de manipulare globală. Pentru că ambele tabere sunt convinse că aceste crize, naturale sau artificiale, nu au nicio legătură cu karma umanității, cu faptul că oamenii dorm profund exact în perioada în care ar trebui să răspundă mesajelor și chemărilor ființelor spirituale luminoase. Centrul Mondial de Manipulare este foarte fericit că s-au creat două tabere. A anticipat aceasta și a lucrat în acest sens. Câtă vreme oamenii se ceartă toată ziua pentru chestiuni mărunte și cauze mici, planul ființelor întunecate este implementat mai departe, fără nicio opreliște. Cel mai bun lucru pentru aceste ființe este ca oamenii să nu înțeleagă că adevărata cauză a tuturor actualelor crize, indiferent cum au luat ele naștere la suprafața lucrurilor, este una de natură pur spirituală. Oamenii, pur și simplu, nu acordă importanță impulsurilor spirituale care își caută drumul către mințile și inimile lor. Oamenii sunt pe cale să-și rateze grav destinul propriului regn spiritual, iar acest lucru nu se poate prezenta fără urmări. Omenirea însăși atrage toate aceste crize. Aparent paradoxal, cei din spatele cortinei lumii chiar vor ca lumea să îi considere responsabili pentru toate aceste crize care au împins umanitatea în haos. Nimic nu le servește mai bine în scopurile întunecate decât faptul ca oamenii să nu priceapă că adevărata cauză a tuturor acestor crize este în noi.
De ce nu vor ca noi să devenim conștienți de faptul că adevărata cauza crizelor actuale este în noi? Pentru că dacă înțelegem că această cauză este în noi, pricepem și că deținem de fapt controlul. Dacă această cauză este în noi, atunci depinde de noi să lucrăm asupra ei. Acesta este marele adevăr pe care cei din spatele cortinei nu vor să îl aflați. Cauzele crizelor globale care ne afectează sunt în noi și doar de noi depinde să le înlăturăm. Însă, în mod evident, pentru a înlătura o cauză, trebuie mai întâi să devii conștient de existența ei. Trebuie să înțelegi mai întâi acea cauză. Și tocmai acest lucru este evitat cu diabolic succes prin învrăjbirea noastră. Pentru că ce efect are de fapt această învrăjbire? Efectul de a ne ține ocupați. În loc să gândim cu mintea noastră liberă, stimulată de inima noastră caldă și de spiritul nostru viu, nu facem decât să cădem pradă manipulării și să ne certăm în ceea ce privește cauzele exterioare. Fondul problemei este acesta. Ne țin ocupați, stimulându-ne să ne contrazicem non-stop cu privire la cauzele exterioare ale tuturor acestor crize globale. Astfel, nimeni nu mai caută cauzele profunde, iar cauza principală este de natură pur spirituală. Acesta este marele adevăr ascuns. Oamenii vor să le fie din nou bine, să se întoarcă la ce aveau, la ce făceau. Însă astfel ratează înțelegerea adevăratului motiv pentru care în prezent nu le e bine și nu mai au ce aveau. Că e o pandemie, că e un război, că e o criză economică, toate acestea sunt fără îndoială folosite egoist și oribil de tot felul de persoane și grupuri care vor să domine, să controleze umanitatea. Însă ar fi foarte greșit să credem că diversele probleme ale umanității sunt cauzate de aceste persoane și grupuri malefice. Fără doar și poate, aceste persoane și grupuri malefice știu să folosească în interes propriu pandemia, conflictele și sărăcia. Însă cauza profundă pentru toate acestea stă chiar în comoditatea oamenilor. În faptul că își duc viețile de pe o zi pe alta, fără să se oprească măcar pentru o clipă și să se întrebe care este scopul meu, de ce sunt până la urmă pe aici. Comoditatea, superficialitatea și ignoranța oamenilor atrag ca efect direct atât epidemiile, cât și războaiele, sărăcia și așa mai departe. Cauza reală este în noi, iar cel mai folositor lucru pentru păpușarii din spatele scenei publice a lumii este, paradoxal, tocmai acela de a ne convinge că ei sunt cei care generează toate aceste probleme. Fără îndoială se folosesc cu mare succes de toate aceste încercări și probleme ale noastre, însă nu ei le generează. Noi le generăm ca efect cumulativ. Sunt karma noastră. Reprezintă exact ce atragem prin comoditatea, superficialitatea și ignoranța noastră. Atenție mare la acest efect pervers. Dacă păpușarii malefici ne convin că ei sunt în spatele marilor probleme ale omenirii, atunci noi nu vom ajunge niciodată să conștientizăm că adevăratele cauze sunt în noi și că doar noi putem în acest caz face ceva pentru a schimba lucrurile. Cum să te apuci să lucrezi la o problemă pe care chiar tu o generezi, dacă altul te-a convins că el a generat-o? Aceasta este capcana în care cad, din păcate, chiar și mulți dintre oamenii buni ai acestei planete. Sunt făcuți să creadă că marile probleme ale umanității sunt cauzate de păpușari. Da, desigur, acești păpușari chiar există. Însă unul dintre modurile în care ne manipulează cel mai eficient este tocmai acela de a ne convinge că nu noi suntem cauza propriilor probleme, ci ei. Și evident, dacă nu noi suntem cauza propriilor noastre probleme, atunci nu noi putem rezolva aceste probleme. Și atunci doar ne revoltăm, protestăm, în loc să realizăm că noi suntem cauza propriilor probleme și că, pe cale de consecință, doar noi le putem și rezolva. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă recomand cu drag cartea scrisă de Liviu Pleșoianu,
marea bătălie pentru omenire. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine. Vă doresc numai bine până data viitoare, pe curând!